Primăria municipiului Satu Mare este proprietara clădirii în care se află filarmonica din Ulipati. Primarul Dorel Coic a prezentat astăzi extrasul de carte funciară care confirmă acest fapt. Edilul a afirmat că primăria va finanța în continuare instituția de cultură. Suntem proprietari ai filarmonicii și filarmonica rămâne a Consiliului Local și a municipiului Satu Mare. Finanțarea o să o facem, spăr în continuare, cu Consiliul Județean. Am aș bucura să respectăm regula din anii trecuți, să finanțăm jumătate jumătate. Da. Directorul Filarmonicii a mulțumit pentru sprijinul acordat și l-a asigurat pe primar că în continuare vor avea parte de oameni și spectacole de calitate la instituția pe care o conduce. Mulțumim pentru încredere, domnul primar, și ne vedem de treabă mai departe. Aveți îngrijere. Vă felicit și Mă bucur extrem de mult că ne reprezentați și sunt convins că acolo unde mergeți dumneavoastră aveți numai cuvinte frumoase despre populația din municipiu, despre frumosul nostru oraș. Scandalul filarmonic a izbucnit în 2011 după hotărârea Consiliului Local prin care erau demarate formalitățile de înscriere în cartea funciară a părții de clădire aferente sălii filarmonicii. Aceasta a fost atacată în contencios administrativ de instituția prefectului. În 10 iunie 2013, printr-o decizie irrevocabilă, Curtea de Apel Oradea a dat câștig de cauză municipiului mare stabilind că hotărârea Consiliului Local privind reglementarea situației juridice a imobilului în care își desfășoară activitatea filarmonică a dinului pati este legală.